Bună ziua, domnule prim-ministru, bine ați venit la noi în studioul PS News. Am structurat interviul de astăzi pe mai multe zone de interes, în principal pe zona politică, zona alegerilor locale, și aș începe cu prima întrebare. După destrămarea coaliției și demisia premierului Ponta, în mod vizibil, relația noastră cu partenerii de la vremea respectivă n-a mai fost aceeași. Din ce motiv credeți că s-a întâmplat acest lucru? A fost vina formațiunii pe care noastră o reprezentați, vina celorlalți, relații personale? Ce s-a întâmplat în primul rând? Da, aș spune, în esență nu este vorba chiar de o deteriorare a relațiilor, ci de o oarecare distanțare impusă de poziționarea noastră în raport cu soluția politică propusă de președinte, care știm se articulează pe ideea unui guvern tehnocrat condus de un ministru cu același profil. Având în vedere că noi nu am fost solicitați să avem niciun rol, nu noi ALDE, mă refer la cei care alcătuiam coaliția, niciun rol activ în formarea guvernului, mi s-a părut firesc și datorită unor principii pe care l-am enunțat foarte clar, și anume că această formulă politică nu respectă un principiu fundamental care este cel al democrației reprezentative, să ne opunem unei astfel de idei și de soluții politice, care este și neconstituțională, după cum am subliniat în câteva rânduri, și nu am făcut decât să constat că ALDE, eu împreună cu colegii mei, am rămas singuri să adoptăm această poziție clară, netă, tranșantă și lipsită de echivoc. În timp ce celelalte două partide, mă refer la PSD și la UNPR, sau poate vreți în ordine inversă a anunțului cronologic, am anunțat că vor susține și vor da votul pentru investitura guvernului Cioloș. Acest lucru, sigur că a creat o distanțare, fără să pot spune că este o deteriorare a relațiilor dintre noi. Am o relație bună în continuare cu președintele PSD-ului, comunicăm la fel cu colegii din Parlament. Și mai mult de atât, eu cred că în perspectivă, pentru că efectiv coaliția s-a destrămat, putem să vedem ce rămâne din componenta politică, cea de pe latura executivă, normal nu mai are cum să existe datorită formulei noului guvern. Pe latura politică, eu cred că avem un interes comun totuși, împreună cu PSD-ul și UNPR-ul, care a susținut, partide care au susținut guvernul Ponta, să ne ducem la bună îndeplinire misiunile. Misiunile luate prin programul de guvernare, transpuse în decizii ale executivului, susținute de Parlament și susținute politic de partidele noastre. Și aici aș pune, dacă vreți, lucrurile în două categorii distincte. Primul, este vorba de ceea ce am realizat până în momentul de față, măsuri care s-au luat în plan economic, social, și care trebuie în continuare, după părerea noastră, menținute, nu trebuie anulate de actualul guvern. Și cea de-a doua categorie este vorba de măsurile care au fost decise, dar care urmează să intre în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2016, 1 ianuarie 2017, unde, de asemenea, cred că avem un interes comun pentru a urmări și a susține ca aceste măsuri să intre în aplicare. Mă refer la deciziile legate de codul fiscal, de exemplu, sau alte măsuri, salarii și așa mai departe. Deci avem un interes comun care ne va face, după părerea mea, să ne coordonăm în continuare acțiunile politice împreună și în special în Parlament. Aș mai rămâne încă o întrebare, să spunem așa, în zona aceasta a momentului demisiei lui Victor Ponta. Au fost în acel moment două întâlniri cu președintele. La prima trebuia, teoretic, cel puțin pe surse se vorbea, să mergeți dumneavoastră cu domnul Gabriel Oprea și cu domnul Dragnea la negocieri și să propuneți un nume pentru viitorul premier președintelui. Nu s-a întâmplat acest lucru, iar la a doua întâlnire domnul Dragnea a mers cu un nume de care, cel puțin ca reacție, este ceea ce confirmați acum, dumneavoastră personal n-ați știut. Ați susținut în vreun fel sau altul acea propunere? V-a spus cineva pe surse despre domnul Voinea că urmează să fie totuși propunerea Aș vrea să fac o mică coaliției? sau două corecturi, Vă rog. dacă îmi permiteți. La prima
la prima rundă de convorbiri cu președintele, hai să nu spunem convorbiri, ci mai degrabă consultări, așa cum este formula constituțională, nu era obligatoriu ca partidele să meargă împreună. Partidele pot să fie chemate individual și nu era momentul de făcut o propunere de prim-ministru atunci. La a doua rundă de consultări, în mod normal, ar fi trebuit făcute aceste propuneri. Totuși, eu am făcut o declarație la ieșirea de la consultările cu președintele, mă refer la a doua rundă, în care am spus public la întrebările presei că susținem propunerea făcută de PSD. Pot să vă spun că am avut o discuție prealabilă cu președintele Liviu Dragnea despre această nominalizare. E adevărat că discuția a avut loc în cursul zilei de luni, când au avut loc și consultările PSD-ului cu președintele. Însă, cred că, hai să spunem și noi, dar probabil că și președintele, a constatat același lucru. Din moment ce UNPR-ul nu susține această propunere, voturile PSD-ului și împreună cu ALDE nu erau suficiente pentru a se constitui într-o majoritate de susținere a candidaturii unui premier. Și atunci am spus, și nu retrag acest lucru, din păcate, președintele a profitat de această situație pentru a-și face jocul lui și pentru a impune el prim-ministru, și nu numai prim-ministru, ci formula politică pe care a folosit-o, de care am vorbit înainte, și guvernul, care, în fine, nu este guvernul nimănui, este guvernul președintelui. Așadar, dintr-o insuficientă convingere că totuși partidele trebuie să vină cu propunerea de prim-ministru, pentru că spiritul Constituției acesta este. Noi am fi avut obligația, și eu am reclamat public, faptul că partidele trebuie să se reunească în, eu știu, întruniri politice, în care să găsească o formulă majoritară. Nu trebuie președintele pus să devină, din ceea ce nu este în Constituție, în președinte jucător. Președintele a devenit președinte jucător. Am avut un președinte jucător. Am avut un președinte jucător și știm că e prost. Și eu am spus în nenumărate rânduri că nu este asta formula potrivită, pentru că președintele trebuie să-și prezerve capacitatea de rol de mediator între partide și să fie echidistant. În momentul în care președintele joacă într-o parte sau într-alta, sau vine cu propriile formule politice, atunci el își pierde credibilitatea de mediator. Și sigur că în momente de criză, în loc să poată să vină credibil cu soluții, atunci el este privit cu reticență, exact cum s-a întâmplat cu Traian Băsescu. Prin urmare, cred că a fost, dacă vreți, o lipsă de conștientizare a rolului partidelor politice, și aici nu mă refer numai la PSD în egală măsură, și la PNL, partide care au o pondere mare în Parlament, care s-au derobat de o anumită responsabilitate, au aruncat-o în brațele președintelui și președintele a profitat de acest lucru. Domnule Tăriceanu, cine mai face astăzi opoziție, chiar la acest nou înființat guvern? Din exterior, păreți una dintre vocile, nu neapărat singulare, dar printre puținele, care încă mai vorbesc despre anumite probleme. Deci în Parlament, prin poziționarea de la vot, suntem singurii care am declarat și am votat clar împotrivă, cu toate că nu vă ascund, m-a surprins foarte mult numărul mare de voturi împotrivă, care n-au provenit numai de la ALDE, au fost parlamentari și de la celelalte formațiuni politice care au votat împotriva guvernului Cioloș. Dar trecând mai departe, acum am să vă spun ceva în spațiu public. Sigur, constat că sunt și alte voci critice la adresa guvernului actual. În momentul de față, atât eu cât și colegii mei ne-am reținut în a trece la o critică, eu știu, așa foarte serioasă a guvernului. Ne-am abținut să facem orice gest de a ieși la rampă, dintr-un motiv simplu pe care vi-l spun. Cred că orice guvern nou instalat trebuie să beneficieze de o perioadă de grație. Luna de miere, sau două luni de miere, cum vreți să le spun. Asta urma oricum să vă întreb.
gândiți la un moment dat și aducerea unei moțiuni în Parlament, nu? Nu știu, o să vedem. În momentul de față, însă, repet, sunt voci mai puternice sau mai puțin puternice care critică guvernul. Noi vrem să ne abținem pentru că vrem să lăsăm totuși această echipă, hai să-i spunem, să-i dăm un răgaz, să se închege, să ia cunoștință de problemele cu care se confruntă la nivel ministerial. Probabil că primului ministru îi va fi mai ușor pentru că e singurul din echipă care are, poate, sau poate greșesc, nu chiar singurul, împreună cu Lazar Comănescu, sunt singurii care au experiență consistentă și care îi va ajuta să-și intre în ritm mai ușor. Dar ceilalți membri ai echipei nu au prea mare experiență politică și atunci e nevoie să-i lăsăm să respire, să se acomodeze, dacă vreți să spunem așa, mai degrabă să învețe ce au de făcut. Sigur că în funcție de modul în care va performa guvernul, ne rezervăm dreptul să criticăm greșelile sau să încercăm să le atragem atenția, să îndreptăm ceea ce se poate, o să ne jucăm rolul de forță de opoziție. Îi vedeți pe membrii actualului guvern ca adevărați tehnocrați? O parte dintre domniile lor au mai activat în ministere, la Ministerul Agriculturii, pe la alte structuri. Sunt cu adevărat tehnocrații aceia pe care i-a dorit strada niște oameni neimplicați total în zona politică? Sau să vă spun ceva, dacă mă cereți o definiție foarte clară a tehnocratului, nu știu dacă aș fi în stare să vă dau foarte corect. Nici nu știu dacă strada știa exact ce dorește. Da, sigur că uitându-ne la compoziția guvernului, o să vedem persoane care au o experiență probabil administrativă pe nivele 2-3, da. Unii din ei am văzut că au experiență în structurile Comisiei Europene, dar nu totdeauna au experiență relevantă. Sunt și persoane însă care, eu știu, au toată aprecierea mea, cum este ministrul apărării, care sigur a avut funcții foarte importante și ministerul de externe și ca ambasador în țări importante, dar el mai degrabă, să spunem, este excepția. Ceilalți au avut funcții mărunte. Acum, strada pare să fi vrut, sau așa am înțeles noi, asta a fost traducerea, nici nu știm foarte exact. Oameni care să nu fie implicați politic. Din păcate, trebuie să le spun celor care cred în această formulă, poate cu așa multă încredere, că nu este o formulă care să funcționeze și acest lucru se va vedea. Este o anumită naivitate să credem că tehnocrații pot să facă o treabă care este eminamente politică. Ce se întâmplă? Un guvern este definit prin profilul lui și prin modul de abordare a unor anumite probleme cărora le găsește soluții. Soluțiile sunt diferite din perspectiva ideologică în care te plasezi. Într-un fel găsești soluțiile economice dintr-o perspectivă liberală, într-un fel găsești soluțiile economice poate dintr-o perspectivă social-democrată. Într-un fel gândești politicile în domeniul educației, în domeniul sănătății, în domeniul social, dacă ai o abordare liberală sau social-democrată. Până la urmă, lumea trebuie să înțeleagă că ceea ce face un ministru este o alegere politică. Ceea ce un tehnocrat nu este capabil să facă, pentru că el nu are o opțiune ideologică. Pentru el este indiferent că este, probabil se gândește nu știu la ce în momentul în care trebuie să facă o alegere. E foarte complicat de spus. Vom vedea până la urmă, s-ar putea însă ca și tehnocrații pe care îi vedem să constatăm că încep să aibă anumite opțiuni politice. Adică, de fapt, nu am făcut decât să ne ascundem după deget, da? Într-un fel, cu oameni care își arată și ei, și nu vreau să le fac un reproș, de ce să îi condamnăm pe unii care astăzi n-au opțiune politică și mâine o vor avea. Dar ceea ce este grav este că înfrângem logica firească. Logica firească este cea a mandatului de reprezentare pe care cetățenii îl dau unor parlamentari care investesc un guvern politic în funcție de opțiunile pe care le-au avut cetățenii. Aici trebuie să înțelegem că este greșeala fundamentală în alegerea acestei soluții cu așa numitul guvern de tehnocrați. El nu va răspunde opțiunilor cetățenilor care și le-au manifestat în momentul în care au fost alegerile.
Am înțeles. Acum, revenind la proiectul ALDE și la planurile dumneavoastră de viitor, se vorbește pe surse în ultima vreme că intenționați să creați o mișcare politică de anvergură. Ideea în care să nu rămâneți cu ALDE un pion pe această tablă de șah politică, ci să creșteți mult mai vizibil. Cum vedeți această evoluție? Intenționați să cooptați nume noi alături de noastră în echipă? V-ați gândit la o posibilă atragere a echipei, să-i spunem, vechi din PSD, care acum se simte ușor marginalizată? Mă gândesc la Victor Ponta, fostul ministru Teodoroviciu, Rovana Plumb, poate Nicolae Bănicioi, oameni care teoretic nu se mai regăsesc acum la fel de confortabil în partid, poate vechea gardă din PNL, cum da. Ați gândit-o, să spunem? Bun, haideți să separăm puțin planurile. Perspectiva și strategia noastră este următoarea pe care o urmărim, și anume, în primul rând și în primul rând, simțim nevoia și datoria în același timp, avem și o responsabilitate în acest sens de a reprezenta opțiunile liberale ale electoratului românesc. Un electorat care este deja un electorat numeros. O parte din el, din inerție, va continua să voteze PNL-ul, care nu mai are nimic cu liberalismul, a părăsit familia liberală și astăzi, dacă cineva vrea să facă o analiză foarte atentă a profilului doctrinar al PNL-ului, o să aibă o mare problemă pentru a-l identifica în mod rapid. Da. Deci, ne poziționăm ca singura formațiune liberală din România. De altfel, recent, la săptămâna trecută, la Congresul ALDE care a avut loc la Bruxelles, mă refer la Partidul European Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, noi am primit statutul de membru cu drepturi depline. A fost o mare bucurie și pentru noi, dar și pentru ceilalți participanți, care ne-au primit cu brațele deschise și ne-au spus: liberalii adevărați s-au întors în ALDE. Așadar, suntem singura formațiune liberală și ne propunem să reprezentăm acest segment electoral. Acum, fără îndoială, suntem realiști. De unde pornim? Nu avem structurile cele mai bine organizate și consolidate în teritoriu. Ca atare, ceea ce ne propunem la viitoarele alegeri este ocuparea poziției al treilea partid important după PSD și PNL. Cred că este o poziționare de care cetățenii trebuie să țină seama. De ce? Pentru că s-a văzut în trecut cât de păguboasă este monopolizarea puterii, mă refer în special perioada 2009-2012, de către PDL. Monopolizarea puterii în România generează abuzuri și derapaje grave și cred că este nevoie de o forță de echilibru, ne mai vorbim de faptul că sunt opțiuni probabil pe zona de centru-dreapta care nu se duc toate către PNL-ul actual, dintr-un motiv foarte simplu. PNL-ul actual nu mai e ceea ce a fost, este mai degrabă un partid care a ajuns să fie controlat de vechea echipă din PDL, cu legăturile pe care le știm, care duc către Traian Băsescu. Și știu că există un electorat numeros care nu agrează această formulă, căruia, sigur, vrem să-i dăm o opțiune, o altă opțiune. Și această opțiune este o formațiune în mod clar de factură liberală, care este ALDE. În ceea ce privește însă partea a doua, numele la care ați făcut referință, sunt oameni pe care eu îi cunosc foarte bine și care cred că și-au construit o carieră politică în PSD, la care nu aș vedea de ce să renunțe. Nu am avut, nici nu m-am gândit la o astfel de formulă. La ceea ce ne gândim mult mai mult este cum să atragem oameni care poate în urma evenimentelor și crizei politice care a avut loc în România și doresc să se implice, să-i atragem către PNL, să le dăm posibilitatea de exprimare publică, să-și pună în practică ideile și, eu știu, proiectele pe care le cred utile pentru cetățeni, pentru concetățeni și pentru societate. De altfel, în momentul de față, în ALDE, suntem într-o plină campanie, aș spune, de atragere de noi membri, urmând ca la începutul anului viitor să începem să facem pregătirea și apoi selecția celor care vor să candideze pentru alegerile locale. Așadar, vă spun foarte clar, mă bazez mai mult
pe necesitatea aducerii unor figuri noi, figuri proaspete în politică. Iată, am un exemplu de care vorbeam înainte. Vor să își arate, dacă vreți, capacitatea și să-și exprime într-un fel opțiunile pe tărâmul politic, pentru că eu cred că este nevoie în momentul de față de o primenire a clasei politice care și-a dovedit limitele. Realitatea este că elitele politice românești din ultima perioadă s-au depreciat. Percepția publică s-a înrăutățit foarte mult și li se datorează, trebuie să recunoaștem, oameni care n-au avut pregătirea necesară, n-au avut mai ales conduita așteptată de cetățeni, nu aveau până la urmă cum să nu se trezească într-o bună zi eliminați de pe scena politică. Și ceea ce vedem astăzi este, sigur, și acțiunea DNA-ului, dar într-o bună măsură vedem că este și reacția opiniei publice care refuză să mai aibă încredere în acest fel de, în acest gen de oameni care au dominat politica românească în ultimii ani. Ați anticipat oarecum următoarea întrebare, răspunsul de mai devreme, însă am să o sintetizez așa. Ați fost, în calitate de președinte al PNL-ului, unul din principalii opozanți vizibili la Traian Băsescu. Astăzi, urmașii, ca să spun așa, ai dumneavoastră, sunt copreședinții actualului PNL, domnul Blaga și doamna Gorghiu. Credeți că ei au, într-un fel sau altul, acum amvergura să se lupte cu Traian Băsescu, un Traian Băsescu revenit în politică și care, chiar dacă nu ești expert, nu ai cum să nu constați că își dorește poate să reconfiște un pic zona de dreapta din punct de vedere politic? Haideți să vă spun ceva. Observ un lucru la PNL care pe mine realmente mă întristează. Și anume, lipsa unor lideri cu personalitate la vârful partidului, lipsa unor lideri care să aibă convingeri, care să aibă idei și care să aibă curaj. Curaj. Lipsa de curaj a fost caracteristică pentru leadership-ul PDL-ului o bună bucată de vreme, pentru că știți foarte bine, nu a avut curajul să se desprindă de stilul și de, aș spune, amprenta extrem de violentă a lui Traian Băsescu asupra partidului. Partidul acela nu era capabil să-și ia o linie de independență și o linie proprie, un profil propriu. El a trăit tot așa prin transfer de popularitate de la Băsescu. Dacă ne uităm astăzi la PNL, s-a produs un fenomen de copiere a acestei atitudini. Același lucru se întâmplă astăzi și cu PNL-ul, indiferent că vorbim de vechiul PNL sau de PDL. Partidul nu are propriu leadership, ci trăiește prin transfer de popularitate de la actualul președinte. Și lucrul acesta, după părerea mea, este și avantajos, dar pe termen lung este păgubos. E avantajos pe moment că are un scor care este, să zicem, poate pentru unii confortabil, da? Însă dacă o să ne uităm în sondajele de opinie și o să vedem cotele de încredere de care se bucură liderii partidului, o să vedem că ele sunt cu mult sub nivelul partidului. Lucrul acesta ar trebui să le dea de gândit. În final, totuși, oamenii se raportează la partid prin ceea ce promovează, prin ideile pe care le are, da? Și în jurul căruia se articulează politicile propriului partid. Nu cred că problema de raportare cu Traian Băsescu este cea mai importantă, ci problema de raportare a PNL-ului cu propriul electorat. Da, în fine, eu nu m-a plătit nimeni ca să stau să le fac nici critica, nici analiza, nici să le dau soluțiile, este problema lor. Sunt într-o criză majoră de identitate, într-o criză de leadership și cred că îi bântuie un exces de populism care iarăși este foarte dăunător pe termen mediu și lung. Apropo de planurile lor, ele interferează oarecum și cu formațiunea noastră, pentru că în ultima vreme vedem că există mesaje
mai vizibile sau mai puțin vizibile, inclusiv în rândul parlamentarilor pe care noastră îi aveți, în sensul revenirii la naveta mamă, la PNL. Iar mai mult aș merge cu ideea asta, Alina Gorghiu, în repetate rânduri, sigur, cu preponderență înainte de demisia premierului Ponta, dar chiar și după, și către dumneavoastră și către alții, a transmis ideea aceasta revenirii sub o formă sau alta și a strângerii rândurilor. Mai vedeți posibilă o astfel de întoarcere sau de colaborare? Nu știu dacă a revenirii sau a strângerii rândurilor într-un fel, dacă vreți, mai degrabă. Orice analist poate să observe că scăderea PNL-ului din ultima vreme îi creează o problemă, să zicem, la orizontul alegerilor de anul viitor. Dacă PNL-ul dorește să ajungă la guvernare, el trebuie să fie capabil să alcătuiască o majoritate, plecând de la premisa că niciun partid nu va reuși să obțină majoritatea absolută. Și sigur că aceste semnale care au fost transmise către ALDE au fost transmise în această idee. Nu e foarte greu de descifrat, de decodat ceea ce s-a întâmplat. Numai că în interiorul PNL-ului, în momentul de față, trebuie să vă spun că există un sentiment de confuzie, de derută, de așa, buimăceală după lovitura primită cu ocazia formării guvernului, în care PNL-ul se considera că va fi prima vioară și iată că a fost lăsat deoparte și sunt foarte mulți membri din PNL cu care am și discutat și care își pun întrebări serioase în legătură cu evoluția viitoare a partidului. Mulți încep să considere o amenințare serioasă posibilitatea transformării PNL-ului într-un partid prezidențial în care vechii membri și vechii oameni care au construit acest partid și l-au dus unde este astăzi, practic se vor găsi eliminați. Și acest partid, sigur că s-ar putea să fie mobilat cu alte personalități, să zicem, mai puțin, cu un profil politic mai puțin pregnant, aduse din afară. Acesta este un lucru care știu că îi preocupă foarte mult pe cei din PNL și probabil că vor încerca, nu știu, să găsească o soluție, dar cred că semnalele pe care chiar conducerea actuală a PNL-ului le-a dat în ultima perioadă îndreptățesc pe cei care au temeri să considere că este de fapt planul pe care se va merge. Ați făcut un pic mai devreme o scurtă radiografie și ați fost sceptic cu privire la șansele actualului guvern de a avea un mandat care oricum va fi scurt și reușit. Totuși, aș face un scenariu și aș spune să presupunem că guvernul Cioloș reușește și are o prestație extraordinară. Evident, acest lucru va face să-i crească enorm popularitatea în rândul oamenilor. Credeți că acest lucru ar putea însemna, sub o formă sau alta, sfârșitul, să-i spunem cu ghilimele, pentru clasa politică românească, din toate zonele, de stânga, de dreapta, din moment ce oamenii ar putea vedea că se poate și fără politicieni? Am să vă spun ceva. Sunt două lucruri. Sistemul politic pe care sau în care noi funcționăm, va dura. Oamenii politici sunt mai degrabă trecători. Cei care, într-un fel, s-au uzat sau perimat din motive care le sunt lor mai degrabă imputabile, probabil că vor fi înlocuiți. E ceea ce cred că se va întâmpla. Actualul guvern, eu mi-aș dori să aibă o performanță bună. Performanță bună va însemna, dacă reușește să ducă la bun sfârșit proiectul de buget, să-l promoveze în Parlament, pentru că orice țară are nevoie de un buget de funcționare, dar care, la fel, revin și spun, un buget poartă o amprentă politică, este vorba de opțiuni fundamentale, cum alocăm resursele, ce e bugetul. În final, este o modalitate politică de alocare a resurselor. Și aici asigur că din moment ce guvernul este incolor, nu știm cum se vor aloca resursele, care vor fi criteriile, în fine. Dar în ceea ce privește a doua misiune este organizarea alegerilor. Cam asta este misiunea guvernului. Guvernul acesta nu are mari obiective și lucruri mari de la care să ne așteptăm. Eu n-am mari așteptări, în fine, și nici nu cred că e firesc să ne punem mari speranțe, pentru că are și o perioadă foarte scurtă și la fel este o echipă
haideți să spunem, închegată în pripă, după cum s-a și văzut, audierile au fost, aș spune, relevante în acest sens și cred că aici este, dacă vreți, și o lipsă de cunoaștere a realităților, a oamenilor. Pentru mine a fost o surpriză neplăcută să văd pe unii din membrii echipei prezentându-se. În fine, deci din acest punct de vedere eu nu am așteptări foarte mari și cred că vom reintra într-o normalitate care înseamnă însă ce? Înseamnă însă o necesară înnoire a unei părți din clasa politică. Adică trebuie să aducem oameni care să fie credibili, oameni care să aibă o carte de vizită profesională care să-i recomande, deci să fie competenți și, bineînțeles, fără să aibă pete în activitatea lor care să-i facă susceptibil de corupție sau de alte lucruri care exced legea. Cred că ăsta este lucru pe care trebuie să-l aibă în vedere clasa politică. Ultima întrebare foarte scurtă înainte să lăsăm guvernul în pace, să spunem așa. La instalare, premierul Cioloș a făcut un gest, o premieră, un gest inedit, să-i spunem, a pus membrii cabinetului său să facă un fel de declarație, să-i spunem, de integritate, de moralitate. Cum o vedeți ca măsură? O chestiune de imagine sau poate o premieră în politica românească? Nu știu, sau poate ca o măsură de protecție. Ca o măsură de protecție. Însă să știți că oricum orice... Nu e o premieră, am să vă spun ceva. Nu e niciun fel de premieră. La modul în care a făcut-o public și transparent. Și până acum, cei care se instalau în funcția de ministru, conform legii, nu este avea o decizie personală, avea obligația să facă o declarație de avere și o declarație de interese, da? Care sunt publice, se pun pe site-ul guvernului. Deci, din acest punct de vedere, nu e nimic, nu știu de ce vi s-a părut... Am prins un pic mai departe lucrurile și în sfera moralității, dacă vreți. Nu, ele sunt lucruri care sunt, aș spune, prevăzute de cadrul legal, au fost făcute și până acum, cu toate că, după cum ați văzut, nu au fost suficiente, pentru că sunt lucruri pe care probabil unii încearcă să le ascundă și iată că ies la iveală. Eu profit însă de ocazie să vă spun ceva. Vorbeam mai devreme de curajul sau de lipsa de curaj a oamenilor politici. Din păcate constat că din ce în ce mai mult acest lucru se transferă și în zona presei. Presa care odinioară în România, mă refer după 1990, a jucat rolul într-adevăr de câine de pază al democrației. În bună parte astăzi și-a pierdut credibilitatea și în loc să asigure această funcție esențială într-o societate democratică, face o figură pe care, în fine, o regret din ce în ce mai mult. Acum mă simt nevoit să fac o completare, fiind oarecum vizat de această ultimă remarcă noastră. Presa, în principal, joacă pe o platformă, se manifestă pe o platformă. Când această platformă este aproape integral confiscată de zona politică și de zona economică, acolo unde se întâmplă totul, chiar să vrea, ea nu are cum să iasă din acest cadru. Știți, este celebra vorbă românească, mai mult sau mai puțin agreată de unii, cine dă banul, comandă muzica. Poate că asta poate fi o explicație din nefericire, nu? Nu. Nu. Nu, sigur că parțial este o explicație. Dar este prost că s-a ajuns în această situație și aici politicienii poate au vina lor pentru că vor să audă muzica care le place. Da. Dar presa nu e obligată să cânte această muzică, iar eu cred că publicul nu este atât de doritor să audă o presă care este tolerantă cu mediul politic, care este indiferentă, ci din contră, întotdeauna cred că cei care au fost poziționați mai degrabă în opoziție cu puterea au avut de câștigat, mă refer la presă. În fine, eu am făcut peste 10 ani de zile, am condus un proiect de presă, de radio. Și niciodată nu mi-am pus problema ca veniturile care asigură funcționarea acestei societăți să provină din zona politică. Pentru că atunci, sigur, fără îndoială, aveți dreptate ce spuneți, devii dependent de cel care comandă.
Deci, cred că trebuie gândită presa cu totul și cu totul altfel, pe o bază solidă, pe o bază, până la urmă, comercială, sănătoasă, dar, când spun comercială, în relația cu publicul. Da. Domnule Tăricianu, mai avem aproximativ 6 luni și vin alegerile locale. Și la celelalte partide, dar și la dumneavoastră, n-am văzut creionată o listă clară de candidați pe care să-i aruncați în această bătălie, deloc simplă, mai ales având în vedere modificările legii electorale în acest sens. Da. Ce se întâmplă în ALDE și cum veți încerca să atacați totuși aceste alegeri? Bun, am să vă spun ceva. Există mai multe modalități. Unii își aruncă în cursă candidații din vreme ca să capete notorietate. Alții susțin că această formulă este contraproductivă pentru că riși să se uzeze înainte de a începe lupta propriu-zisă în campania electorală. Eu am să fiu foarte sincer. Fiind un partid nou, nu am avut până acum posibilitatea să alegem care sunt cei mai puternici lideri. Punctul 2, v-am spus că suntem într-o campanie de atragere de oameni noi. Punctul 3, am hotărât ca în primul trimestru al anului viitor să facem operațiunea de selecție, dar pun ghilimele, pentru că selecția nu va însemna o selecție pe criterii decise de conducerea partidului care să impună anumiți candidați, ci numai criterii care să asigure, dacă vreți, primul filtru natural, cel de care am vorbit, competență, onestitate și, dacă vreți, și capacitatea de a comunica cu cetățenii, urmând ca apoi să recurgem la o formulă de alegeri directe, nu prin intermediar, nu prin delegați, la conferințele locale pentru desemnarea candidaților noștri la alegerile locale. Deci, prin urmare, toți membrii de partid vor putea să își dea votul, să voteze direct candidații care vor fi pe liste. Nu cred că suntem în întârziere dacă ne menținem de calendarul pe care ni l-am fixat. Înțeleg. Ne apropiem de final și aș veni cu 2 întrebări legate de președintele Iohannis. Unul, foarte pe scurt, aș vrea să vă rog să faceți o analiză a activității sale în zona externă, acolo unde până la urmă constituțional și normal este să fie mult mai activ un președinte. Să comentăm inclusiv poziția domnului președinte legat de chestiunea aceasta sensibilă a venirii sau nu a refugiaților sirieni în România și evident a orice altor lucruri importante legate de politica externă pe care credeți că le-a făcut sau nu le-a făcut acesta. Având în vedere că eu am și o poziție oficială de președinte al Senatului, nu mi s-ar părea potrivit să intru într-o analiză critică a mandatului președintelui. Sigur că vorbim de o alegere care este pe zona strict politică a partidelor și a rolului său constituțional, mi-am permis să subliniez că această formulă la care președintele a recurs nu a fost una potrivită și nici corectă din punct de vedere constituțional. Mai departe însă aș face o observație nu la adresa președintelui, ci mai degrabă globală la adresa politicii externe a României. România pare să nu fi înțeles că nu mai e țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană și că este țară cu drepturi depline. Din păcate, de la aderare, în domeniul politicii externe, de cele mai multe ori, spun de cele mai multe ori, nu aș generaliza în mod absolut, România se poartă ca un fel de elev care stă la coada clasei și se uită în față să vadă ce fac elevii cu note bune și se aliniază la politicile lor. Nu avem personalitate politică distinctă, nu am arătat capacitatea de a ne țese o relație sau relații, da, cu alte țări cu care să construim poziții în interesul propriu, în interesul național, și de aceea prezența noastră în politica externă și la nivel european, dar și în rest, este extrem, extrem de palidă.
Vă spun lucrul acesta cu mult regret și făcând comparația cu perioada până la aderarea României la Uniunea Europeană, când politica externă, diplomația au arătat că sunt capabile să închege o rețea solidă de prieteni de ai României care să ne ajute la aderare. România a reușit aderarea și prin propria performanță internă, dar și prin faptul că a reușit să-și atragă susținători cu greutate în planul politicii Uniunii Europene, care să ne ajute la aderare. Aceste relații încet încet s-au diluat, s-au destrămat și în momentul de față cred că partenerii noștri ne privesc ca pe o țară care întotdeauna când îi se va cere ceva, indiferent de situație, va executa rolul cu ca un școlar care nu știe ce să facă altceva, nu știe să-și analizeze propriul interes național și se pliază, după cum este tendința generală. E regretabil acest lucru. Vă spun că dacă unii oameni politici din România se mai raportează la noțiuni de genul patriotism, interes național și suveranitate. Parcă aceste noțiuni par să fie extrem de abstracte sau, dacă nu, chiar străine pentru ei. Și un alt gest în premieră, să-i spunem așa, tot al Cotroceniului, a fost anunțul președintelui Iohannis că, sigur, influențat de tragedia de la Colectiv, anul acesta va anula recepția deja obișnuită dată pe 1 decembrie. Au fost voci și critice și în susținerea acestei idei. Unul la mână v-aș întreba dumneavoastră cum vedeți acest gest, el fiind totuși unul, repet, în premieră. Și doi, v-aș întreba, am văzut deja o reacție, mă refer la cea a senatorului PSD Șerban Nicolae, care a venit cu o scrisoare deschisă și care a spus că președintele greșește, ar trebui să facă acest lucru pentru că nu are nicio legătură cu tragedia și că recepția respectivă s-a ținut și în alte condiții, mă refer la tragedia de la maternitatea Bucur de acum câțiva ani când niște copii au ars Stevie și în multe alte condiții, n-ar avea legătură. Și ce faceți dacă din partea unor persoane, cum este senatorul Nicolae, va veni către dumneavoastră o solicitare ca al doilea om în stat să țineți sau să organizați acest eveniment până la urmă cu altă simbolistică pentru români și pentru România? Haideți să vă spun ceva. Mie, într-un fel eu vreau să vă spun că decizia de a anula o recepție, având în vedere recepția de Ziua Națională, ca să fim foarte exact, cu motivația legată de tragedia de la Clubul Colectiv, nu este poate în sine un lucru rău, nu este, dacă vreți, neapărat condamnabil. Ceea ce cred că este însă important de avut în vedere este ca să găsim modalitățile cele mai potrivite pentru a marca Ziua Națională. Nu neapărat recepția este, care e un eveniment festiv, da? Dar poate nepotrivit având în vedere tragedia recentă în care au murit, iată, 60 de oameni, dar trebuie găsit o modalitate în care să marcăm mai puternic Ziua Națională și să reliefăm care este importanța ei pentru români. Țineți cont că peste 2 ani de zile vom sărbători 100 de ani de la Marea Unire. N-am văzut până în momentul de față niciun proiect important și poate aici ar fi rolul președinției. N-aș critica președinția pentru că anulează o recepție, dar mă uit mai degrabă în jurul meu și nu e rolul Parlamentului în primul rând. Parlamentul își va asuma rolul lui fără îndoială, dar eu cred că marcarea acestui moment 2018 ar trebui deja să înceapă să se vadă într-un fel care să dureze, adică să facem ceva, nu niște defilări și parastase. Nu asta înseamnă marcarea 100 de ani de la Marea Unire, ci într-un fel să încercăm să trecem în revistă cum a evoluat România în această 100 de ani, care au fost marele momente istorice și să construim ceva care să rămână generațiilor viitoare.
Cred că aceasta este cea mai bună modalitate, un proiect important. Când spun de un proiect, nu mă refer la un proiect pe hârtie, ci o realizare importantă, un obiectiv care să servească așteptărilor cetățenilor, nevoilor lor sociale, culturale sau de altă natură și care să marcheze momentul 2018. Deci, ceea ce vă pot spune este că am intenția să propun colegilor mei la reluarea lucrărilor Parlamentului pe data de 2 decembrie să alocăm în sesiunea de plen un moment dedicat marcării acestui eveniment, 1 ianuarie, Ziua Națională. Am înțeles. Bun, și ultima întrebare care până la urmă vă vizează în mod direct, se vorbește mai pe surse, mai direct, că PSD-ul intenționează să găsească soluții pentru a vă schimba din funcția de președinte al Senatului. Vă temeți de chestia asta sau credeți că va putea într-un fel sau altul să ducă acest demers la bun sfârșit PSD-ul? Aveți o problemă în sensul lăsării altui om pe acest post? Am să vă spun ceva. Sunt foarte multe zvonuri și speculații care circulă în spațiul public. Dacă aș sta să mă gândesc și să le comentez pe toate, cred că n-aș mai avea timp să mai fac și altceva mult mai util. Domnule Călin Popescu-Tăricianu, vă mulțumesc și vă mai așteptăm cu drag oricând în studioul nostru la PS News. Mulțumesc. Vă doresc succes. Mulțumesc.